Slavă lui Dumnezeu pentru toate iubiți telespectatori și bine v-am regăsit! Este necesar ca să fim oameni credincioși de dimineața până seara și de seara până dimineața. De ce? Pentru că Dumnezeu ne veghează permanent. El ne-a creat și ne poartă de grijă. El se uită mereu la noi. El tânjește după dragostea noastră, nu pentru că ar avea nevoie, ci pentru că noi am avea nevoie să-L iubim atât de mult încât El să ne primească în rai. Și El abia așteaptă să o facă. Și de aceea este foarte necesar ca să îl chemăm pe Dumnezeu în convorbire cu noi, să îl invităm să ne audă, să ne audă gândurile, să ne audă suspinurile, să ne audă ideile, să ne audă planurile, să ne audă cererile, dar mai ales și mai ales, așa se cuvine, ca și către un om din lumea aceasta. În momentul în care doresc să-i cer ceva, mai întâi îi spui bună dimineața, sau îi spui bună seara, sau îi spui Doamne ajută, sau îi spui să trăiți, îi urez de sănătate și după aceea îi ceri. Așa și noi către Dumnezeu să fim oameni atenți la ordinea în care să vorbim cu Dumnezeu. Ordinea în care să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Și astfel, prima dată și prima dată, cum ne trezim dimineața? Să aducem slavă lui Dumnezeu și să-i mulțumim. Să-i mulțumim chiar dacă nu avem de toate. Să-i mulțumim chiar dacă încă nu ne-au ieșit toate lucrurile, așa precum ni le-am planificat sau așa cum știm că ar trebui să fie. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că am putut deschide ochii sau că am putut măcar să ne trezim la viață. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce am putut să vedem, să trăim, să simțim și să realizăm până acum și pentru noaptea care a trecut și apoi să îl cinstim cu toată suflarea noastră și abia în cele din urmă să-i cerem ajutor pentru ziua pe care o începem. Asemenea și seara. Să rugăm pe Dumnezeu să primească și puțina noastră rugăciune de mulțumire și de slavă, de glorie, de cinste, de adorare, cum vreți să-i spunem. În sensul că și seara, prima și prima dată, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua care a trecut, cu bune și cu rele, pentru că și noi facem și rele și bune. Și atunci nu putem să așteptăm de la Dumnezeu ca El să îngăduie în viața noastră numai lucruri frumoase și deosebite, liniștite și fără niciun cusur, atâta vreme cât noi și cinstim pe cineva, dar și judecăm pe altcineva, și acordăm prioritate cuiva, și suntem nerecunoscători față de altcineva, și mulțumim pe cineva și ne mulțumim pe altcineva. Și uite așa, ne desfășurăm viața cu suișuri și coborâșuri. Și de aceea este foarte, foarte necesar ca să îl lăudăm pe Dumnezeu, să-i mulțumim și apoi să-i cerem în toată vremea ajutorul Său cel minunat. Și în acest sens ne ajută și slujbele bisericii. De aceea ele sunt lăsate de Dumnezeu, sunt rânduite de Dumnezeu prin biserică pentru noi, atât dimineața cât și seara, la mănăstiri și în cursul zilei și în cursul nopții, unde vreme este recomandare și pentru noi, cei din lume, să ne rugăm cât de des putem. Bineînțeles, după truda muncii, nu este ușor să stăm multe ore la rugăciune.
Unii o fac, cei mai evlavioși. Cu toate acestea, ei reușesc. Deși muncesc mult, reușesc și să se roage mult. Majoritatea dintre noi însă nu acordăm multe ore pe zi rugăciunii. Dar atâta cât o facem, să o facem cu toată dăruirea, să o facem cu toată inima. Și în acest sens, iată cum se roagă și psalmistul David lui Dumnezeu și ceea ce îi spune este valabil și pentru noi, iar rugăciunea aceasta a psalmului 37, la care am ajuns cu relatările, cu explicațiile sfinților părinți pe care le prezentăm aici, este așezată la începutul slujbei de dimineață. Și iată psalmul. Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri, nici cu urgia ta să mă cerți, că săgețile tale s-au înfipt în mine și a apăsat peste mine mâna ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, nu este pace în oasele mele de la fața păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea mă apasă. Împuțitul sau și-au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am grăbovit peste măsură, toată ziua măhânindu-mă umblam, că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinul inimii mele. Doamne, înaintea ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la tine nu s-a ascuns. Inima mi s-a tulburat, tăria m-a părăsit, iar lumina ochilor mei nici aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajmă mea s-au apropiat și au șezut. Apropiații mei departe de mine au stat. Și peste măsură se sileau cei ce îmi căutau mie sufletul, cei ce căutau să-mi facă rău greiau deșertăciuni și vicleșuguri, toată ziua cugetau. Eu însă ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și în gura lui nu are vorbe de mustrare. Că eu în tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Că am zis să nu se bucure cândva de mine vrăjmașii mei și când mi s-au clătinat picioarele, ei împotriva mea grăiau cu vorbe mari. Că eu sunt gata să cad sub lovituri și durerea mi este pururea înainte. Că fără de legea mea eu voi vesti și treaz voi sta asupra păcatului meu. Dar vrăjmașii mei trăiși s-au făcut mai tari decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc cu rău pentru bine mă defăimau că urmam binele sau bunătatea. Nu mă împărăsi, Doamne, Dumnezeul meu, nu te îndepărta de mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Iată pe scurt cum psalmistul David se raportează la Dumnezeu. În primul rând îl slăvește și zice mereu, Doamne, stăpânul vieții mele, Doamne, izbăvitorul meu, Doamne, Tu ești scăparea mea. Și spunând aceasta, îi acordă lui Dumnezeu dreptul pe care îl are, acela de creator și stăpân al întregii făpturi și al vieții sale. Și bineînțeles că îi mulțumește, zice, Doamne, ori prin ce am trecut, Tu ai fost cu mine. De aceea eu, deși sunt presat de multe lucruri, nu mă voi dezice de tine, ci numai spre tine voi nădăjdui. Acesta este pe scurt mesajul psalmului, dar iată avem posibilitatea să îl înțelegem mai bine, încercând să vedem ce este cu el pas cu pas. Și ni se spune aici, Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia ta să mă cerți. Adică, acolo unde se observă că Dumnezeu permite multe greutăți omului, nu se cuvine să înțelegem
că Dumnezeu părăsește pe om, ci că Dumnezeu lasă omului încercare pentru ca mai tare să fie. Elevului căruia nu îi se dă nicio temă, nici nu va învăța nimic la materia respectivă. Așa este și cu Dumnezeu. El permite anumite greutăți vieții noastre ca noi din trecerea peste aceste greutăți împreună cu Dumnezeu să devenim și mai credincioși, să devenim și mai puternici sufletește și chiar și trupește, dar mai ales sufletește. Să devenim oameni rezistenți la ispită, rezistenți la probleme. Cu Dumnezeu, nimic fără Dumnezeu. Că săgețile tale s-au înfipt în mine, zice psalmistul în continuare, și ne aducem aminte aici de faptul că Sfântul David a purtat chiar și războaie, dar și despre faptul că el era foarte prigonit. Era foarte prigonit la început de regele de dinaintea lui, de Saul, și apoi era prigonit de cei care îl dușmăneau, între care se afla chiar și unul dintre fiii săi și care nu erau de acord cu faptul că tatăl său stăpânește tot și vroia să-i ia domnia. Și atunci David vorbește aici atât de săgețile cele fizice, cât și de cele care nu se văd, de răutățile care vin asupra lui. Săgețile lui Dumnezeu se înțelege că sunt cuvintele mustrătoare, de asemenea, prin care prorocul Natan a săgetat asupra lui David, zicându-i: deci nu se va depărta sabia de deasupra casei tale în veac, pentru că tu m-ai nesocotit pe mine și a luat pe femeia lui Urie Heteul ca să-ți fie de nevastă, așa cum scrie în cartea 2 împărați sau 2 regi, 12:10. Adică este vorba aici și de modul în care Dumnezeu ne trage de mânecă, sau de perciuni, sau de urechi, cum vreți, și ne arată prin diverse moduri, că printr-un șef, că printr-un coleg, că printr-un copil, că printr-un părinte, că printr-un vecin, că printr-un necunoscut de pe stradă, care ne face o mustrare și ne spune: uite, asta n-ai făcut-o bine, uite, asta ai greșit, uite, de ce vorbești așa sau de ce te-ai purtat așa în situația asta. Și în momentul acela, noi ne dăm seama ceea ce n-am făcut bine. Pe lângă mustrările care ne vin prin conștiință, prin glasul interior în care vorbește Dumnezeu, prin tot astfel de metode, Dumnezeu, din iubirea sa de oameni, dorește ca să ne trezească din obișnuința noastră păcătoasă și să ne aducă în rânduiala lui. Chiar o vorbă pe care am citit-o în această dimineață a marelui predicator, a marelui preot și trăitor al credinței, Joachim Parr, spune acolo că un om îi zice lui Dumnezeu: Doamne, multe greutăți ai dat în viața mea. La care Dumnezeu îi răspunde: omule, nu viața este grea, ci înțelepciunea ta nu este cea necesară. Trăirea ta nu este după cuvântul Evangheliei. Trăirea ta nu este după voia mea. Și atunci viața ți se pare grea. Trăiește după voia mea și atunci problemele vieții îți vor părea ușoare.
Așa este valabil pentru fiecare dintre noi, pentru cei mai mulți dintre noi. În afară de cei desăvârșiți, în afară de cei mai curați dintre noi, noi ceilalți avem o viață neconformă voii lui Dumnezeu. Câte din cele 10 porunci împlinim noi în fiecare zi de nota 10? Răspunsul ne va arăta unde suntem. Mai înseamnă săgețile pe care le reclamă Sfântul David și legile lui Dumnezeu cele rânduite asupra celor care păcătuiesc, pe care le simțea în inimă ca niște săgeți și le împungeau și dureri prin ce nunuiau sufletului lui. Pentru că Sfântul David știa ce este bine și ce este rău. Și cu toate acestea, la începutul vieții sale și el a făcut destul de multe greșeli. Prin săgeți să înțelegi și durerile și scârbele ce au urmat lui David, din relele întâmplări și din ispite, care ca niște săgeți îi strâmpungeau inima și o întristau, căci cu adevărat bolduri și săgeți ale lui Dumnezeu i-au fost întristările acestea, fiindcă după depărtarea lui Dumnezeu i s-a întâmplat lui David foarte multe lucruri grele. Iar deloc, în loc de s-au înfipt, Simah a zis, au căzut asupra lui. Adică că săgețile tale, Doamne, s-au înfipt în mine, zice Sfântul David și unele din traduceri, iar alte traduceri au spus că au căzut asupra mea sau asupra lui. De ce? Pentru că să înțelegem mai bine voia lui Dumnezeu este sarcina noastră de fiecare zi. Să nu credem că dacă am fost la biserică o vreme, că dacă am citit poate chiar și toată Biblia, că dacă mai zicem rugăciuni, gata, înțelegem absolut toată voia lui Dumnezeu. Și că dacă am și înțeles-o, înseamnă că am și aplicat-o foarte bine. Nu, din păcate, doar prin stăruință permanentă. Prin stăruință permanentă. Prin atenție permanentă, priveghere, cum se zice în Biblie, putem să păcătuim foarte puțin și să-L bucurăm pe Dumnezeu foarte mult. Altfel, roata se schimbă. Îl bucurăm pe Dumnezeu puțin și păcătuim mult. Iar Sfântul Vasile cel Mare zice, mulți obosind de osteneala lucrării, folosul din neînvățătură nu-l așteaptă, ci îngreuindu-se din asprimea silinței, au rămas în bolile neînvățăturii, pentru aceasta vrenice de minune sunt glasurile dreptilor a celor ce zic, Doamne, nu cu mânia ta să mă mustri. Adică pentru cei care sunt leneși, sau pentru cei care sunt îngânfați, a tot știutori, pentru cei care sunt orgolioși și spun că știu ei mai bine, este foarte mare primejdie să ajungă să simtă apoi durerea pe care Dumnezeu o îngăduie pentru ca ei să se întoarcă la judecata cea dreaptă. Că de vreme ce, întărindu-se darul lui Dumnezeu, marea cugetată oarecând pentru sine, încât s-a obrăznuit și a zis, iar eu am zis într-o îmbelșugarea mea, nu mă voi clătina, pentru aceasta dar după cuvință s-a dat ispititorului. Adică momentul în care, ca și Sfântul David, ca și oricare dintre noi, ne mândrim și zicem, știm noi mai bine decât ceilalți. Am înțeles eu mai bine, mi s-a arătat mie mai bine cum să fac lucrul ăsta sau lucrul ăsta și nu am nevoie de ceilalți, nu am nevoie poate nici de Dumnezeu, cum zic unii cei mai tupeiști și cei mai îngânfați. În momentul acela Dumnezeu poate să îngăduie ispite puternice prin care să ne revenim
nu ca să ne pedepsească, prea puțin ca pentru pedeapsă, ci mai mult ca pentru a ne putea da impulsul să ne întoarcem la adevărata credință. Să ne întoarcem la adevărata înțelegere a voii lui Dumnezeu. Asta înseamnă adevărata credință. Și ai întărit, Doamne, peste mine mâna ta. Zicerea ai întărit, se înțelege din loc, ai coborât mila ta, Doamne, asupra mea, adică puterea ta cea stăpânitoare, bătându-mă adeseori, după aceea m-a miluit. Ori zice că atât de grea ai coborât mâna ta asupra mea, încât nu pot suferi greu bătându-mă ea. Adică înțelege profetul că toată apăsarea pe care o are este din mila lui Dumnezeu pentru îndreptarea păcatelor sale, pentru îndreptarea păcatelor robului său. Dar nu înseamnă că este și ușor. Nu ne este ușor în momentul în care vorbim ceva urât sau în momentul în care facem un lucru greșit. Nu ne este ușor să suportăm consecințele sau să suportăm mustrarea celor care observă lucrul pe care noi l-am făcut. Chiar și mustrarea din priviri, nu neapărat din glasuri. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei tale, zice psalmistul în continuare, arătând cât de mult îl dor suferințele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața lui. Zicerea de la fața mâniei tale și cea de la fața păcatelor mele și cea de la fața nebuniei mele, toate le-a zis în psalmul acesta în chip perifrastic, în loc de pentru urgia ta și pentru păcatele mele și pentru nebunia ta și pentru nebunia mea. Nu este dar, zice, vindecare în trupul meu, adică libertate sau slobozire de relele pătimiri pe care eu însumi mi le-am pricinuit pentru urgia ta, adică pentru îngrozirea și înspemântarea ta, căci mi s-au făcut prin prorocul Natar, ori prin îngrozirea cea prin legile tale. Adică nu mi este ușor să accept faptul că am greșit. Nu mi este ușor să accept faptul că nu știam eu atât de bine pe cât credeam că știu lucrul acesta. Și odată ce m-ai mustrat, Doamne, și prin prorocul Tău, printr-un om care mi-a făcut o observație sau care m-a pus la punct, în momentul acela eu m-am simțit ca zdrobit, ca în colț, ca pus la zid. Dar pentru păcatele mele se întâmplă aceasta. Nu pentru că, Doamne, Tu ești rău, ci pentru păcatele mele. Nu este pace în oasele mele de la fața păcatelor mele. Nu este, zice, bunăstare și întărire oaselor, ori în cele ale trupului meu, ori în cele ale sufletului meu, adică întru puterile sufletului și între cugetările cele ce țin sufletul, pentru că ele se clatină și tremură datorită păcatelor mele. Și se știe foarte clar. Și știința a reușit să înțeleagă lucrul acesta, că bolile trupești au întotdeauna în spatele lor sau sunt doar o consecință a bolilor sufletești. Adică suferim de ceva cu trupul nostru, fie cu oasele, fie cu anumite organe, fie cu capul, fie cu inima, fie cu orice vreți dumneavoastră, datorită faptului că am greșit, fie doar și odată ceva mai mare, sau de mai multe ori, de foarte multe ori am greșit diverse lucruri și nu le-am îndreptat. Și pentru aceasta Dumnezeu îngăduie o suferință, o durere și sufletească și trupească, pentru ca noi, făcându-ne credincioși prin această suferință, devenind mai rugători, devenind mai smeriți, devenind mai umiliți, mai răbdători, mai liniștiți, să putem observa unde am greșit, să nu mai repetăm acele greșeli și astfel Dumnezeu să ne poată da mângâierea sa și chiar și vindecarea sa. Deși nu este obligat Dumnezeu să ne facă nouă
niciun favor, ci doar o face din marea sa milă, din marea sa dragoste, dar și pentru rugăciunile Măicuței Domnului și ale Sfinților, care intervin pentru noi, care pun o vorbă bună pentru noi. Dar ceea ce este important este să înțelegem, așa cum ne învață și Sfântul Profet și Rege David, că suferințele lui au fost îngăduite de Dumnezeu pentru păcatele pe care le făcuse el înainte. Că fără de legile mele au covârșit capul meu. Iată ce mărturisire foarte directă, foarte clară. Că multe rele am făcut. Că fără de legile mele au covârșit capul meu. Fără de legile mele, zice, atât au crescut și s-au înălțat încât au trecut peste capul meu. David arată măsura păcatelor sale precum în altă parte, arătând mulțimea greșelilor sale, zice, s-au înmulțit mai mult decât perii capului meu. Psalmul 39 cu 17, despre care vom vorbi în altă emisiune. Deci, omul care are înțelepciunea să vadă în toate numai dragostea lui Dumnezeu, nu răutate sau pedeapsa lui Dumnezeu, nu. În toate cele ce ni se întâmplă, să vedem numai dragostea lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu, în mod pedagogic, se adresează nouă, în momentul acela, vom putea mult mai ușor să ajungem să ne vedem păcatele noastre. Și pentru că s-a pocăit, pentru că i-a părut rău de păcatele lui, de aceea Dumnezeu i-a dat și putere să revină pe tron și respectiv să treacă peste greutățile pe care le-a întâmpinat. Ca o sarcină grea s-au îngreuiat peste mine păcatele mele. Împuțitul sau și-au putrezit rănile mele de la fața nebuniei mele. Deci, nu numai că am făcut greșeli, zice Sfântul David, dar greșelile mele sunt vechi. De foarte multă vreme le fac. De foarte multă vreme bombăn, de foarte multă vreme judec, de foarte multă vreme mint, de foarte multă vreme sunt superficial la rugăciune, de foarte multă vreme judec pe cei din jurul meu, de foarte multă vreme sunt nemulțumit, de foarte multă vreme sunt asupritor, poate, asupra altora, de foarte multă vreme sunt leneș, de foarte multă vreme sunt delăsător, de foarte multă vreme caut plăcerile mele și nu plăcerile tale, Doamne. Și de aceea ele s-au împuțit, s-au înmulțit și s-au împuțit, adică au devenit canceroase din punct de vedere sufletesc, poate chiar și din punct de vedere trupesc. Și cum? Datorită nebuniei mele. Adică am fost cu adevărat nebun, zice Sfântul David, atâta vreme când n-am ținut cont de tine, Doamne. Cum să nu țin cont de tine, cel care m-ai creat și care îmi porți de grijă și care mă iubești și care nu-mi vrei decât binele? Ești singurul care nu-mi vrei decât binele. Și eu n-am ținut cont de tine. Iar acum mă doare faptul că greșelile mele au consecințe asupra mea. Vezi cum își crește și își mărește păcatele sale dumnezeiescul David cu fierbințeală mărturisindu-se. Că întâi a zis că sunt mari, în al doilea că sunt grele, iar în al treilea că sunt pudrete și împuțite. Iar semnul adevăratei pocăințe este a simți cineva putoarea păcatului său
pentru că atunci poate și a-l urâ și a se îngrețoșa de dânsul de săvârșit. Adică până când nu realizăm cât de grave sunt păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu și chiar și înaintea oamenilor și cât de mult rău ne facem singuri prin păcatele noastre și prin obișnuințele noastre, că foarte multe păcate noi nu le observăm datorită faptului că ne-am obișnuit așa de mult să le facem încât nu ni se par ca fi păcate. Da? Cum sunt țigările, cum este tutunul, cum este faptul de a ne uita la filme care sunt pline de intrigi, de invidii, de răutăți, de înjurături, de batjocuri. Da? Mi se par lucruri firești de toată ziua. Nu ni se par păcate. Sau nu ni se par așa de grave. Da? Cum zic mulți oameni, măcar ăsta să fie păcatul meu, restul sunt bine. Nu e așa. Sau să ne, când ne mulțumim doar cu o rugăciunică zisă dimineața și o rugăciunică zisă seara, chiar sunt și oameni de toate vârstele care spun, nici nu știu când e ultima dată când m-am rugat. Da? Sau chiar dacă ne-am rugat în fiecare zi și chiar dacă am citit vreun acatist, asta nu înseamnă că suntem dintr-o dată cei mai plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Nu. Doar am făcut câte ceva înaintea lui Dumnezeu. Dar inima noastră am schimbat-o? Mintea noastră am adaptat-o după cele 10 porunci? Am adaptat-o după fericirile rostite de Mântuitorul? Ori noi asta trebuie să o facem în fiecare zi. În fiecare zi să ne facem analiza. Să facem radiografia vieții noastre. Să zicem, astăzi, față de cele 10 porunci, cum mă aflu? Astăzi, față de fericirile pe care le-a rostit Mântuitorul, cum sunt? Dacă nu facem această analiză, atunci va trece mult până ne dăm seama în ce stare ne aflăm. Ticăloșitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Rostul păcatelor pe care diavolul ni le tot împinge în față, este acela de a ne aduce la mâhnire și poate chiar la disperare. Adică să nu mai fim oameni fericiți așa cum ne-a creat Dumnezeu, ci să fim oameni nefericiți, nemulțumiți. Poate chiar să dăm în depresie, în disperare și să ne urcăm pe pereți. Asta e plăcerea diavolului. Iar noi, dacă continuăm să facem diverse păcate pe toate planurile, atunci nu putem decât să-i dăm lui șansa să ne influențeze din ce în ce mai mult. Că șalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Dacă pătimașa pofta trupului este ocară și minciună, apoi acesta nu este îndulcire adevărată, ci umbrire de îndulcire. Pentru aceasta, zicea apostolul, stați deștari, având mijlocul vostru încins cu adevărul. Efeseni, capitolul 6, versetul 14. Adică încingeți mijlocul și rărunchii voștri cu adevărata îndulcire, care se naște din întreaga înțelepciune și din dreptate. Întreaga înțelepciune și dreptate. Adică nu este vorba să ne încingem doar cu o curea. Deși este bine să facem și aceasta pentru ca să ne aducem aminte de faptul că avem nevoie să ne încingem și cu ceva sufletesc, nu doar cu ceva trupesc. Călugării, de exemplu, când sunt călugăriți, li se dă o curea special pentru a-și aduce aminte să fie mereu înfrânați. Așa și noi, toți ceilalți, pe lângă cureaua trupească de la pantalon sau peste rochie, este bine să purtăm grijă și de a ne încinge cu întreaga înțelepciune și dreptatea lui Dumnezeu. Ce e înțelept, ce e bine și ce e drept înaintea lui Dumnezeu. Iar în locul șalelor, Simah a zis vintricelul sau pântecele. Dar amândouă acestea arată partea poftitoare.
fiindcă împrejur la șale se află rărunchii, întru care sunt poftele cele pentru împreunările cele trupești. Este vorba foarte clar aici de faptul că atât mâncarea, cât și pofta de a sta mult de vorbă, pofta de a pierde vremea, pofta de a te auzi vorbind, pofta de a ne impune punctul de vedere, toate acestea fac parte sau, să zicem așa, satelizează, se învârt în jurul desfrânării, într-un fel sau altul. Și desfrânare înțelegem aici cele două aspecte. Înșelarea iubirii lui Dumnezeu, da? Precum și desfrânarea sau flecărarea trupească de zi cu zi. Că îmi place mai mult să stau de vorbă cu ăla sau cu ăla sau cu ăla sau cu aia sau cu aia. Sau cu... Toate acestea țin toate de desfrânare. Zice dar David că pofta mea s-a umplut de bagiocurile dracului pentru că s-a jucat întrânsa, zădărându-mă spre necuvincioasele și nelegiuitele mișcări ale trupeștilor necurății. Șalele mele s-au umplut de ocări, zice Sfântul Vasile, pentru că David a însemnat felul rușinatei fapte, fiindcă atâta vreme cât nu suntem atenți la ce mâncăm, la cât mâncăm, la cum mâncăm, nu suntem atenți la faptul că vorbim foarte mult cu oamenii și foarte puțin cu Dumnezeu. Nu suntem atenți la faptul că ne facem timp foarte mult pentru toate treburile noastre zilnice, dar foarte puțin timp să ajutăm pe cineva, foarte puțin timp să stăm de vorbă cu Dumnezeu. În momentul acela, diavolul ne prinde mult mai ușor în plasa lui, pentru că îi oferim noi această posibilitate. Fiindcă eu, zice, m-am banjocorit de diavolul, pentru aceasta nu este vindecare trupului meu, pentru că și eu îl pedepsesc și îl ticăloșesc, precum am zis, și fac izbândire asupra lui împotriva iubirii de îndulcire pe care o am dobândit. Adică este foarte clar că atâta vreme cât noi continuăm cu multe păcate, și trupul nostru suferă. Și păcatele pot să fie doar în mintea noastră. Poate față de oameni suntem foarte cuminți, suntem foarte liniștiți, suntem foarte harni și ne vedem de treabă. Dar dacă în mintea noastră avem numai gânduri de ură, de viclenie, de judecată, de neplăcere, de desfrânare, de mânie, de tot felul de lucruri, în momentul acela, trupul nostru nu are cum să nu fie afectat, pentru că noi trăim în această simbioză deosebită de suflet și trup. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte, răgnit am din suspinarea inimii mele. Rău am pătimit, zice, flămânzind și însetând și la păpân culcându-mă, și alte pătimiri ca acestea suferind, așiși de era și m-am zmerit, adică trupul meu l-am pedepsit foarte. Din sălbăticia, zice, suspinării inimii mele, care dinăuntru se străpungea și amar durea, mă arătam că urlu și răgnesc ca un rău. Achila chiar zice, răgnit am din suspinarea inimii mele, că păcătosul și necinstitorul de Dumnezeu, când ajunge în adâncul răutăților, de faimă, iar dreptul și de cele mai mici păcate se teme și cu covârșire le îngrijește. Adică în momentul în care păcătuim mult, și controlul asupra vieții noastre îl pierdem mult. Cu cât ne obișnuim cu păcatele, cu atât mai grea ne va fi revenirea. Nu e imposibilă, însă. Tot binele este posibil. Dar este necesar să înțelegem că greșim, să ne pară rău că greșim și să nu mai greșim. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Adică mereu mă rog Ție, Doamne, deși știu că sunt păcătos.
Inima mea s-a tulburat, părăsitul mea, vârtutea mea sau curajul meu și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Inima mea, zice, s-a tulburat de mustrarea conștiinței și a pocăinței mele. Iar vârtutea mea m-a părăsit pentru că m-am ticălășit cu tot felul de pătimiri și de multă petrecere aspră, zice, și de amarele lacrimi pe care în toate zilele le vărs s-a împuținat lumina ochilor mei și curat foarte nu văd. Este necesar ca momentul în care greșim și realizăm ce am făcut să ne îndreptăm și prin nevoință. Adică și să nu mai greșim, dar și să ne cerem iertare cu străpungere de inimă și chiar cu post, pe cât de aspru poate fiecare. Iar neteda alcătuire a zicerii este aceasta. Și lumina ochilor mei, aceasta nu este cu mine, că s-au împuținat și au pierit. Este foarte important să vedem cât de mult contează să fim oameni corecți înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere să facem nimic deosebit. Ne cere doar să împlinim voia Lui. Iar noi toată viața, sau aproape toată viața, ne împotrivim voii Lui ca să facem voia noastră. Cum să ne simțim bine? Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au stat împotrivă. Pe sfetnicul său Ahitofel și pe mulți alții ca aceștia prietenei săi, ghicitorește-i arată aici David, după cum ne explică Teodorit, prietenii mei, zice, și casnicii mei au stat împotriva mea, că aceasta însemnează zicerea s-au apropiat și au stat împotrivă, deoarece Dumnezeu a slobozit, a mi se face aceasta pentru păcatele mele, că din păcatele mele s-au ridicat asupra mea marea aceasta a relelor întâmplări. Adică momentul în care greșim repetat înaintea lui Dumnezeu, chiar și cei de aproape ai noștri, chiar și cei pe care îi socotim prieteni, pot, din îngăduința lui Dumnezeu, să ne părăsească sau să ne bârfească. De ce? Pentru că noi nu mai suntem apărați de Dumnezeu. Noi nu mai suntem protejați cu totul de Dumnezeu atâta vreme când nu facem voia Lui. Și atunci, rămânând descoperiți, mult mai ușor și cei din jurul nostru observă depărtarea noastră de Dumnezeu și atunci se dezic de noi, se delimitează de noi. Chiar dacă nu ca să ne facă rău, dar se delimitează de noi pentru că nu mai simt că au ceva bun de învățat de la noi. Și cei de aproape mei departe au stat, cum este și familia, și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni, da? Mă bârfeau, mă cleveteau și vicleșuri toată ziua cugetau. Vrăjmașii, zice, în toate zilele cugetau vrăjmășii împotriva mea ca și cum și în ce chip să mă prindă în cursă. Dar ia să vedem ce înseamnă lucrul acesta și din punctul de vedere al rugăciunii. Zice, câtă vreme sufletul e dezbinat în el însuși și puterile lui se mișcă fără rânduială, câtă vreme n-a primit în sine razele dumnezeiești, nu s-a învrednicit nici de eliberarea din robia cugetului trupesc și nu s-a bucurat nici de pace. Dacă a încetat de curând războiul patimilor neastâmpărate, sufletul are nevoie de multă tăcere a buzelor, încât să spună asemenea Sfântului David, eu ca un surd n-am auzit și ca un mut nu mi-am deschis gura mea. Trebuie să fie pururea întins spre poruncile Domnului Hristos, cât e supărat de vrăjmaș și să aștepte venirea Mângâietorului, prin care, primind umilința și lacrimile care îl spară, va dobândi cu adevărat cununa libertății. Ne explică Sfântul Nichita Stitatul în Filocalia 6. Adică este nevoie ca noi să nu răspundem cu niciun fel de rău celor care, observând păcatele noastre sau simțind că e ceva în neregulă cu noi,
nu mai simt plăcerea să stea în jurul nostru. Și atunci ne ocolesc. Și noi este foarte important ca în momentul acela să nu-i bombănim, să nu-i judecăm, să nu stăm concentrați pe ei pentru momentul lor de rută sau pentru momentul lor de pauză pe care o iau față de noi. Ci noi mai tare să plângem păcatele noastre și să rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pentru ceea ce am greșit, să ierte și pe toți cei din jurul nostru pentru greșelile pe care le fac și ei. Și abia apoi, cum ne explică Sfântul aici, să așteptăm venirea Mângâietorului prin care, primind umilința și lacrimile pe care le facem, vom dobândi cu adevărat cununa libertății, cununa mângâierii și a eliberării de presiune, eliberării de povară, eliberării de greutatea păcatelor noastre. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, Tu vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Pentru aceasta, zice, m-am făcut sur și mut, pentru ca Tu, Doamne, să auzi hulele de acest fel care vine asupra mea și Tu vei auzi pe aceia ce pătimesc și sunt prihăniți, măcar deși ei tac și nu grăiesc. S-au clătinat picioarele mele, asupra mea mari au grăit. Mari lucruri au spus despre mine diverse persoane, nu neapărat apropiate, poate și care nu mă cunoșteau, dar care doar au auzit de mine, zice Sfântul David aici, și lucrurile pe care ele au spus au fost atât de grave încât m-au făcut să amețesc, m-au făcut să cad pe scaun, să cad jos. S-au clătinat picioarele mele, că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, fiindcă eu, zice, am păcătuit, pentru aceasta m-am golit de ajutorul lui Dumnezeu și m-am făcut îndemânatic și leznicios spre a mă bate cei ce voiesc. Adică am devenit vulnerabil atâta vreme cât nu l-am mai avut pe Dumnezeu. Am devenit slab. Eu, Doamne, zice, sunt gata de pedeapsa Ta, pe care totdeauna o aștept să-mi vină pentru păcatele mele. E, câți dintre noi zicem, Doamne, sunt gata să mă lovești pentru faptul că știu că am păcătuit? Câți dintre noi zicem, ca și Sfântul David? Foarte, foarte puțin dintre noi zic aceasta. Noi zicem, Doamne, iartă-mă și nu mă lovi pentru păcatele mele. Dar și aceasta este bine să zicem. Măcar să ne recunoaștem păcatele și să nu le mai repetăm. Că fără de legea mea voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, continuă psalmistul. Adică eu voi recunoaște ce am greșit și mă voi îngriji pentru păcatul meu, adică mă voi îngriji să nu mai greșesc. Iar vrăjmașii mei trăiși s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc fără dreptate. Ați văzut de multe ori, mai ales când sunt conflicte și între vecini și între rude, apare această situație și chiar în viața de zi cu zi sau uitându-ne la televizor, la știri sau la situația din lume, observăm pe mulți oameni cărora le merge bine, cărora care chiar sporesc în momentul în care cei nedreptățiți suferă. Vrăjmașii mei, zice, ostașii lui Abesalom sunt vii, adică acum sunt în puterea lor, fiindcă eu am slăbit. Iar acestea, că s-au întărit, este tălmăcirea, zice, li trăiesc. Ori trăiesc, se înțelege, în loc de sunt sănătoși. Iar că s-au întărit, se înțelege, în loc de s-au împuternicit, adică s-au adăugat și s-au făcut mulțime multă, însă cu nedreptate mă urăsc, pentru că nu au vreo pricină binecuvântată pentru ura lor asupra mea. Adică pe noi să nu ne intereseze dacă celălalt o duce bine, iar noi poate nu o ducem foarte bine. Să nu ne intereseze lucrul acesta. Ce să ne intereseze? Mântuirea sufletelor noastre.
Aceasta trebuie să ne intereseze. 95% din preocuparea vieții noastre trebuie să fie mântuirea sufletului. Și doar 5% și treburile acestea de zi cu zi pe care le mai avem de făcut pentru ca să putem să avem un acoperiș deasupra capului, să avem ce mânca, să avem cu ce să ne îmbrăcăm, să avem poate un serviciu acolo, o pensie sau să putem să ne îngrijim de gospodăria noastră. Doar 5%. Dar 95% să fie mântuirea sufletului. Noi ce facem însă? Schimbăm. 5% ne îngrijim de partea sufletească, de mântuirea sufletului, și 95% ne îngrijim de ce zice ăla, cum a zis ăla, cum s-a uitat ăla, de ce s-a uitat aia, de ce n-a venit ăla. Adică numai de probleme care ni le facem singuri, nu care sunt folositoare pentru viața noastră cea veșnică. Cei ce îmi răsplătiți mie rele pentru bună mă-i defrămau căci urmam bunătatea. Sunt mulți oameni care bat jocură pe cei care se țin de rânduială și care zic: a, păi de ce mergi tot timpul la biserică? Mergi doar din când în când, de ce să mergi tot timpul? Sau care zic: a, păi de ce postești tot timpul? Postește doar în post. Sau doar când te împărtășești. În rest, n-ai de ce să postești. Da? Sau de ce dai milostenie acum? Păi, dă milostenie când iei salariu. Nu da milostenie acum când nu mai e mai nimic din salariu. Sau de ce nu îi răspunzi și tu cum ți-a zis el sau ea? Răspunde și tu, fii și tu răzbunător, fii și tu tare, nu fii moale. Da? Oamenii gândind omenește încearcă să ne învețe și pe noi ceilalți să gândim tot omenește, în loc să ne sprijine să gândim dumnezeiește. De aceea, toate să le luăm cu măsură și să ne vedem de rânduiala cea bună. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele, zice psalmistul la sfârșitul psalmului 37. O stăpânitorule al vieții și al mântuirii mele, sârguiește a-mi ajuta, grăbește-te să-mi ajuți. Pentru că, Doamne, cine mă poate ajuta dacă nu Tu? Eu sunt om neputincios. Oricât de multe știu, oricât de multe lucruri pot să fac, pe niciunul dintre ele nu le pot folosi dacă nu-mi vei da Tu ajutor. Și pe lângă acestea, am nevoie de ajutor suplimentar, pentru că eu sunt slab, Doamne. Tu fă-mă tare, cum zic și copilașii mici. Da? Eu sunt slab, Tu fă-mă tare. Așa și noi să rugăm pe Dumnezeu în toată vremea: Doamne, eu sunt nevrednic, eu sunt păcătos, iartă-mi nedreptatea mea, iartă-mi greșelile mele, pentru mare mila Ta, pentru măicuța Ta și pentru toți sfinții Tăi care se roagă pentru mine, pe care îi rog să se roage pentru mine, și ajută-mă ca de acum încolo să fiu atent cel mai mult la Tine și la aproapele meu să-L pot ajuta și astfel să primesc mântuirea Ta. Să ne ajute Dumnezeu să devenim din ce în ce mai credincioși. La bună vedere!